Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea extemporală a Democrație. Urmăriți o ediție electorală. Invitat Iuri Leanc, pro-România, candidat pentru Senatul României. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, domnul Ghețău! Mulțumesc pentru invitație! Da, am intrat în campania electorală de cât... De câteva ore. 18 ore, nu? Exact. Da, asta noapte. Cum a fost prima zi? Că e cam gata. Prima zi e ca un început. Te gândești la aspecte organizatorice, te gândești la evoluțiile, sau mai bine zis, involuțiile legate de pandemie, restricțiile impuse, care ar fi cele mai bune formule de comunicare, de a ajunge la cât mai mulți cetățeni cu mesajul tău, cu obiectivele tale. Deci e un început. E complicat, o campanie complicată. A fost și cea de la locale la fel, dar parcă asta mi se pare și mai complicată din două motive. Pandemia, vedem că în loc să stagneze sau să involeze, vedem că evoluează așa agresiv, este. Peste 10.000 de cazuri astăzi. Și doi, eu cel puțin simt că oamenii parcă în, după o campanie de la locale parcă nu mai sunt atât de atenți, de receptivi, nu știu, poate e doar o impresie sau poate că e început de campanie și lucrurile se urnesc mai greu. În campania locală nu am fost actor, am fost doar susținător, am mers și la Iași cu colegii, am fost la Piatra Neamț, la Pașcani și așa mai departe. Acum sunt subiect al acestei campanii și... Jucător direct. Jucător, exact. Deci nu știu dacă pot trage anumite paralele și face comparația foarte bună, dar sentimentul meu de pre-campanie și început de campanie, că va fi o campanie cumva... asimptomatică, dacă pot folosi acest cuvânt legat de cei bolnavi de COVID, simptomatici și asimptomatici, în sensul că va fi una cu totul și cu totul diferită de celelalte. În mod normal e foarte complicat acum să-ți transmiți mesajul. Bineînțeles că partidele mai mari sunt avantajate. Nu doar ca o structură, au și resurse mult mai mari. Uitați-vă în pre-campanie, mergi prin localități, vezi banere peste tot, în mod special PNL, acum PSD. Azi dimineața am mai văzut când veneam de la Chișinău, mai erau, nu erau scoase. Deci ei sunt, au notorietate mai mare și candidaților respectiv, au mai mulți primari, resurse, vă spuneam, financiare, astfel încât, bineînțeles, că le e mult mai simplu. Partidele mai mici sunt dezavantajate în acest sens. Urmează să vedem ce vom reuși și cum vom reuși. Bun, dezavantajul ăsta poate fi compensat prin mai multă muncă, nu? Și mai multă determinare în campania electorală. Că nimic nu vine de la sine. Domnule, eu cred că avem suficientă și motivație și o echipă foarte bună și la Iași și la București. Obiectivul e doar cum reușim să ajungem la cât mai mulți oameni, astfel încât dânșii, având cât mai multe informații, cât mai multe argumente în favoarea sau defavoarea unui partid, unor candidați, să iau decizie bazate în mod special pe rațiune și mai puțin pe emoție, să aibă acest discernământ necesar pentru a selecta între ce e promisiune goală și ce este un angajament și în mod special, ținând cont de perioada pe care o traversăm, de experiență și expertiză pentru a găsi soluțiile la această criză pandemică, economică, socială și așa mai departe. Bun, ce bănesc că ați avut discuții în stafful cu colegii de la ProRomânia Iași, ce se va schimba în campania pe Iași a partidului, având în vedere că la locale rezultatul a fost 4,95 la Consiliul Județean, au lipsit, dacă nu mă înșel, 100 și ceva de voturi și să nu se repete scenariul și la alegerile parlamentare, că mă gândesc că partidul e foarte atent. Recunosc că a fost un vot surprinzător, în sens că mizam pe mai multe voturi, speram și credeam că avem și motive suficiente pentru a miza pe o prezență și în Consiliul Județean, dar și în Consiliul Municipal. Nu știu exact cum să explic acest rezultat, nu-mi dau seama de ce nu s-a decis renumărarea voturilor, ținând cont că, dacă nu mă înșel, pe județul Iași au fost peste 20 și ceva de mii de buletine invalidate, deci nu cred că atâția
cetățeni au venit și au pus două ștampile sau au pus ștampila incorrectă. Nu-mi dau seama care a fost motivul. Păi dacă era Trump aici, reușea renumărarea. Sunt sigur. Sau cel puțin oprea la un moment dat prin decizia unei instanțe numărarea și făcea el ceva, da. Cred că e nevoie puțin de temperamentul lui, de acest spirit nemaipomenit de care dă dovadă. Trebuie să-l cunoaștem. E un luptător fără precedent. Dar a luat sau ia, că încă se numără. Are suficient de multe voturi, adică pentru unii chiar surprinzător, la toată campania asta împotriva lui, inclusiv presa, inclusiv contracandidați. Eu nu știu nici Partidul Republican dacă a fost chiar atât de montat în susținerea lui. Nu. Eu cred că și de acolo a avut o ușoară opoziție. Și totuși a reușit, e bară la bară, trebuie să o recunoaște. Deci... Da, toate sondajele care dădeau lui Biden un câștig de 8-9%, vedeți că au greșit. Deci, dânsul se pare că Trump a reușit să mobilizeze prin această prezență extrem de activă. 7-8 întâlniri în diverse state în ultimele zile. Da, exact. Nu știu, ceva trebuie să învățăm din punctul ăsta de vedere de la Trump. Cum să știi să-ți mobilizezi electoratul, cum să știi să-l convingi. Să transmiți mesajul și mesajul să-l transmiți. Exact. Deci, noi ce putem face? Să încercăm să fim mai activi. Vă spuneam să ajungem la cât mai mulți oameni, să ne audă obiectivele, să ne audă mesajul, să vadă cine e echipa pe aici, la București, și care sunt soluțiile. Și atunci mizez pe acest spirit critic al moldoveanului, pe care l-a observat încă Ibraileanu în secolul XIX, când spunea că datorită acestui spirit critic, datora română nu e doar o copie fidelă sau nefidelă a celei franceze. Deci asta e obiectivul nostru și cred că vom reuși de data asta să luăm un punctaj mult mai bun. Da, întrebarea e de ce Iurie Leancă la Iași, de ce nu la București sau de ce nu în alt județ? Dumneavoastră Bănescu, știți că am mai fost candidat din partea Pro-României pentru Parlamentul European în 2019. Bun, atunci a fost lista națională. A fost lista națională, dar 90% ați fost prezent am aici, fost da. Prezent aici. Aici, Suceava, Botoșani, Piatra Neamță, la Vaslui mai puțin am fost. Dar în mod special am fost aici, la Iași. Mi-am zis că, în primul rând, mă simt aici ca acasă. Mai bine chiar, cu anumit confort mai mare decât la București. Poate de aceea că vorbim același dialect, fiindcă oamenii sunt cumva mai deschiși. În orice capitală, nu doar București, ei sunt de regulă ceva mai rezervați. E mai greu să stabilești o relație mai stânsă, mai puțină emoție, mai mult pragmatism. Aici la Iași totuși mă simt exact ca acasă. Doi, convingerea mea este și principiul meu este că Moldova, sau nu principiul, înțelegerea mea este că Moldova românească este o zonă defavorizată în raport cu, mod special, cu Ardealul, din punct de vedere economic, din punct de vedere al infrastructurii, rutierei, celei feroviare și așa mai departe. Și atunci, în primul rând, mi-am propus de scop să începem cu colegii, prin activitatea noastră, atunci era vorba de Parlamentul European, acum de Parlamentul țării, să încercăm să coagulăm toate eforturile celor care vor reprezenta județul Iași, Moldova întreagă, astfel încât să vedem care sunt cauzele, de ce în 30 de ani toți cei care au reprezentat Iași n-au reușit să concentreze atenția Bucureștiului pe problemele județului, pe problemele Moldovei. Și convingerea mea e că dacă Moldova va reuși și trebuie să reușească, să nu mai fie considerată cea mai săracă regiune a Uniunii din Uniunea Europeană, atunci va fi un mesaj nemaipomenit și pentru Republica Moldova, pentru Moldova dincolo de Prut. Eu pornesc de la ideea că atractivitatea României pentru românii basarabeni crește, fiindcă sunt salarii mai bune, pensii mai bune, medicină mai de calitate, dar ca această activitate să crească, să nu așteptăm noi un proces firesc, dar foarte lent, e foarte important să dezvoltăm în mod special Moldova, deci România limitrofă Republicii Moldova. Deci accelerat Moldova această regiune din exact. România și apoi poate că integrăm. O va tracta... Exact, fiindcă lumea ce vede de la Ungheni, ce se face la Iași, sau de la Nisporeni, sau de la Fălești, sau din nord, de acolo. De acolo, eu nu știu, lumea de acolo e atentă la ce se întâmplă aici?
economic, cum politic. Cum să nu fii atent? Adică... Când îi spui ce pensii au aici și îi compari cu pensiile acolo, când un fermier de la Chișin, din Republica Moldova, de la, mai ales din Lunca Prutului, știe ce subvenții primește dânsul din bugetul Moldovei și cât primește un fermier din bugetul Uniunii Europene. Adică și e comparabil, sus, nu? Păi, pot să vă dau niște cifre. Da, de exemplu, cred că un fermier, dacă luăm așa pe hectar, cum ar fi, deci la noi e alt principiu deocamdată, fiindcă sunt prea puțini bani și dacă dai pe hectar... Da, să fie echivalent, unitate de măsură echivalentă. Păi, pe hectar, cred că în cea mai bună perioadă, cel puțin când am fost eu prim-ministru și atunci am avut un fond de subvenționare destul de mare, a fost, cred că, maximum 10 euro pe hectar. Gândiți-vă că în România, din subvenție doar Uniunii Europene, primește, din câte știu eu, 180-200 de euro și va crește, va merge pe o medie europeană. Deci e incomparabilă. Este incomparabilă. Și atunci, dorința mea mare este să se dezvolte această regiune. Iașiul să devină un centru foarte puternic, fiindcă are un potențial uman enorm. Ceea ce fac cu colegii mei, domnul Sorin Iacoban a avut o idee foarte bună, mergem pe la specialiștii din diverse domenii. De exemplu, am constatat, nu trebuie multă carte, că cea mai mare problemă a regiunii e lipsa de această infrastructură rutieră. Fiindcă ceea ce știu eu din toate discuțiile mele și cu cei de la FMI și Banca Mondială și Comisia Europeană sunt trei premize pentru a dezvolta economia unei țări, unei regiuni. Prima fiind dezvoltarea infrastructurii. Ai autostrăzi, ai șosele bune, înseamnă că îți vin se poate mișca, vin investiții, creează locuri de muncă și așa mai departe. Deci am vorbit ore în șir cu domnul profesor Boțu, Nicolae Boțu, care nu este doar teoretician, este și om care a avut funcții, consilierul ministrului Ioan Rus, încă atunci când s-a făcut master planul, consilierul director general Cnair, chiar astăzi dar am fost... E foarte sceptic că nu că proiectul se va face, ci în pașii de implementare a proiectului spune că studiul de vizabilitate e subfinanțat, se face treabă de mântuială, deci, cum s-a arătat. Am avut discuții, vă spuneam, separat, în afara camerei, fiindcă a fost foarte important să înțeleg, având și eu anumite experiență, fiindcă și eu mi-am propus când am fost prim-ministru dezvoltarea acestei infrastructuri și știu de unde vin toate problemele, toate bubele, ca să zic așa. Piedicele. Piedicele și ce am constatat cu domnia sa și astăzi în discuție, că dacă nu se schimbă nimic, atunci șansa de a construi această autostradă este aproape de zero. Sau vor fi anumite bucăți. Ce trebuie să se schimbe? Pentru că deci, voința auzim toți politicienii care vin aici în frunte cu președintele, indiferent care a fost, Băsescu, Iliescu mai puțin, că nu prea se vorbea de autostradă. Atunci încă nu. Băsescu, Iohannis, premier, nu-i mai înșir pe toți că au fost de la PSD, de la PDL, de la PNL, toți Mihai Răzvan Ungureanu, toată lumea, toți premierii au vorbit, miniștri transportul la fel, șefii de partid de la fel, fie că au fost de la PSD, fie... Totuși nu se mișcă, adică deci, nu ce știu, merge. I s-a pus întrebarea astăzi în emisiunea în care am fost cu domnul profesor, cât timp ar dura dacă s-a schimbat lucrurile, dacă ați ajunge dumneavoastră ministrul transportelor, de exemplu. Da. Și dânsul a zis că în primul rând aș avea nevoie cel puțin 6 luni pentru a schimba dramatic lucrurile care împiedică astăzi dezvoltarea acestei industrii. Începând cu educație. Educația este cheie. Constat cu tristețe că în România nu mai există această educație vocațională sau școli profesional-tehnice unde să se pregătească drumari specialiști, deci muncitori calificați care și-ar asigura așa un salariu pe o viață decentă. Până la drumari... Începe. Da. Cel puțin asta e și experiența mea de fost pe ministru și exact ce spune domnul profesor. Doi, dânsul spune că, uite, în Franța, în Elveția, există aceste Ecole Nationale de Transportation. Deci ar fi cazul și aici. Sunt 7 politehnici anumite dânsul în România, dar nu există o pregătire foarte îngustă, dacă doriți, de a specialiștilor, proiectanți, geofizicieni și așa mai departe. Deci nevoie de meserea și a zis că astăzi, din păcate, au rămas în aceste instituții oameni care nu au treabă ca meserie cu ceea ce fac. A adus și un exemplu. Astăzi, cei 5 secretari
dat de stat, de Ministerul Transporturilor, sunt oameni nemeseriași. Deci, atât, gândiți-vă că cei care iau decizii... Nici nu știu cine sunt. Nu știu, și la CNAIR, zice, la Compania Națională de Administrare, zice că vreo 20 de directori din cei 30 și ceva au fost puși de PSD tot pe sprânceană politică și nu pe meritocrație. Deci, concluzia... Dacă oamenii ăștia nu cumva blochează mai mult decât se rezolve proiectul. Blochează. Deci, prima concluzie a domnului Boțu, stop ingerinței politice în această industrie. Și e posibil dacă se schimbă modul de organizare. Doi, ține de pregătirea caietelor de sarcini, ține de pregătirea studiului de fezabilitate, de finanțarea lor și așa mai departe. Pentru asta, iarăși, e nevoie de adus meseriași. Dânsul zice că cei care sunt astăzi implicați, din păcate, nu sunt specialiști și așa mai departe. În România, zice, mai sunt, slavă Domnului, oameni mai în vârstă sau cei mai tineri, dar care au plecat în instituțiile private, fiindcă nu au fost valorificați acolo. Deci trebuie de readus înapoi. Și fiindcă vorbim despre infrastructură în contextul alegerilor parlamentare, convingerea mea este că în momentul în care ajungi parlamentar să reprezinți o regiune, cel mai mare județ din România, este foarte important, în primul rând, după cum vă spuneam, deputații de aici, din județul Iași și din Moldova, 12 plus senatori, să reprezinte 17. În primul rând românii de aici, moldovenii de aici și nu partidele politice în momentul în care ajung acolo. Dar nu s-a întâmplat asta niciodată. Păi, iată, eu mi-am zis, nu pretind că sunt mai diferit, mai deosebit, dar diplomat aș încerca. Dacă după modelul... ajungeți ca senator, nu candidați la senat. Da, exact. Bun, sunteți din Pro-România, un partid care probabil va fi, așa cum arată arhitectura viitorului Parlament, pare să că Pro-România va fi în opoziție, guvernul va fi format în jurul PNL-ului. Să vedem. Să admitem că suntem în opoziție. Atunci veți n-aș spune că veți sprijini neapărat guvernul, dar veți împinge. În ceea ce e bine, de ce să nu sprijin? Dar guvernul, eu am mutat 3 ani la Washington într-un anii 90 și o chestie care m-a impresionat foarte mult este cum Congresul, deci Parlamentul American, monitorizează și exercită o influență asupra funcționării executivului. Deci, în momentul în care ajungi în Parlament, chiar dacă ești în opoziție, în primul rând, e nevoie să coagulezi efortul tuturor deputaților din regiune, din loc, din locul pe care îl reprezinți, într-o singură fasciculă de, dacă doriți, de energie. Să nu se certe între dânsii, să nu fie unul PNL, unul Pro-România, unul PSD, ci să fie, în primul rând, deputați de Iași. Asta e unul. Doi, Parlamentul are mai multe pârghii. Faptul că s-a adoptat legea pe autostradă acum 2 ani sau acum recent legea pe autostrada Nordului. Ce s-a schimbat de la asta? Nu cred că asta e lucrul cel mai important pentru Parlament. După mine, iarăși, după modelul la Congresul American, Parlamentul poate și trebuie să organizeze audieri. O dată pe lună, o dată la 2 luni, pornind de la importanța subiectului. Și la aceste audieri... Secretarul de stat, cheamă experți independenți. Iată cum e domnul Boțu, l-a invitat acolo, l-a invitat pe cel din partea executivului, face o confruntare, pui întrebări, discuții publice și atunci lumea vede, analizează, pune presiuni, societatea civilă și așa mai departe. În asta cred că constă rolul Parlamentului și asta trebuie să facă parlamentarii, mai ales când văd că apar aceste handicapuri de sistem de 30 de ani. Da, și ne se pot întreba, bun, ajunge domnul Leancă senator, în ce măsură va mai fi el preocupat de circunscripția Iași, de problemele județului și nu se va duce acolo la București, se va decupla. Că am mai avut cazuri din astea cu oameni care nu sunt ai locului, mă rog, veniți din alte părți și nu toți sau majoritatea chiar au fost absenți, poate. Vedeți că eu vin de la Chișinău, nu vin din partea aialaltă, din partea vestică, vin de la, din estul Iașului. Da. Ceea ce vreau să vă zic, că nu luați asta ca o misiune mesianică din partea mea, sub nicio formă, dar ceea ce mi-a spus taică-miu când eram în clasa 6, mi-a zis, uite, vreau să devii diplomat, să ajungi la unica instituție care pregătea diplomați pe atunci în Uniunea Sovietică la Moscova și după aia să-ți aperi neamul tău. Iată, aștept să văd cu ce se termină operația, intervenția chirurgicală care s-a pus dânsul, dar mi-a fost tot timpul un exemplu și un om care m-a inspirat, un mare român care a fost mereu un antisovietic, a ascultat vocele dușmanii, ca să le zic așa, și iată, taică-miu mi-a zis, fă tot ce e posibil ca să-ți ajuți neamul. Eu vreau să-mi ajut neamul și de aici,
și în mod special dincolo de, de Prut. Și v-am spus cum văd eu că pot ajuta cel mai bine dezvoltând Iași, regiunea Moldova respectivă. Și trecând... Păi uitați-vă, dacă se va face autostrada Unirii, ea trebuie să se facă până la Ungheni, să se facă un pod despre care am început să vorbesc cu Victor Ponta și am fi avansat și vă asigur, dacă rămâneam prim-ministru și Victor rămânea prim-ministru la București, am fi avut și podul peste Prut, am fi început construcția și nu doar a gazoductului, dar atunci am vorbit despre calea ferată cu viteză mare de la Chișinău la Iași, la București. Am început discuții cu potențiali finanțatori în China. Gândiți-vă ce oxigenare ar fi primit toate regiunile dacă un astfel de proiect ar fi început să fie transpus în viață. Luăm pauză, apoi ne întoarcem, vorbim și despre alegerile din Republica Moldova. Suntem între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale, alegeri importante la Chișinău. Pauză, apoi revenim. Da, ne-am întors la extemporarea democrației, ne-am încins aici cu discuția vis-a-vis de raportarea Bucureștiului față de Iași, vis-a-vis de unitatea grupului parlamentarilor de Iași, de până acum, vis-a-vis de proiectele importante ale județului și ale regiunii. Vă rog. Eu uneori mai constat o atitudine de superioritate a Bucureștiului în raport cu Iașiul. Uneori se manifestă așa cumva întâmplător, uneori am sentimentul că se face intenționat. Chiar și declarația aceasta a consilierului primului ministru, nu are care domn Glavan, nu cunosc, o fi un om foarte deștept. Un economist sau ceva. Un economist, dar atunci când a zis că aici la Iași sunt analfabeți funcționali de aceea că nu poate măști, cred că a făcut o declarație jignitoare la adresa moldovenilor. În primul rând, nu cred că se deosebesc moldovenii de aici cumva de cei din, nu știu, din Muntenia sau din Ardeala, capitolul Purtarea de Măști. Doi, atunci când faci astfel de adresări, de parcă Iașiul ar fi de vină în mai multe probleme cu care se confruntă. Tot faptul că nu există această autostradă, e cumva și vina Iașiului sau oamenilor care au reprezentat Iașiul în Parlament, în instituția statului, dar în primul rând este vina Bucureștiului, din punctul meu de vedere. Dar e și vina noastră că n-am reușit să împingem. Așa e, dar și vina Bucureștiului. Să batem Bucureștiul la fund, da, de dimineață până seara, să când vin aici șef de partid, de prim-ministri, președinți, să le spunem, poate că acum, nu știu, în ultimul an, ultimii doi ani, se simte trei ani poate, ceva presiune. Dar până acum a fost un dezinteres. Dar oricum, ia și vă spuneam, ceea ce mă copleșește aici este această resursă umană nemaipomenită în zona academică, oameni de afaceri. Cu tot mai mult cunosc ea și cu tot mai mult mă îndrăgostesc de el și îmi pare rău că nu e folosit acest potențial. Mi-aduc aminte până când România a deținut președinția la Uniunea Europeană. De ce nu s-a mers pe ideea lansată de mine și de domnul Ponta sau domnul Ponta și cu mine împreună de a face un mini-summit înainte celui de la Sibiu aici la Iași, așa cum au făcut Bulgaria înainte de summitul de la Sofia, au făcut unul la Rusia, dacă nu mă înșel. Deci Iașiul are acest potențial să devină un centru regional și dacă știe să se impună, știe să pledeze cauza sa la București, atunci vă asigur că va fi valorificată mult mai bună această resursă umană, vor veni mai multe investiții, de aici vor porni ca niște canale de astea, de infrastructură și spre Bucovina și Chișinău și prin Chișinău spre Kiev. Vorbim de piețe foarte mari, piața ucraineană. România cred că o valorifică foarte și foarte prost deocamdată, iar că împreună cu Chișinău poți face multe chestii în sensul ăsta benefice pentru oamenii de afaceri din România și pentru România pe ansamblu. Da, Iașul ar avea nevoie în primul rând și de politicieni puternici. Adică, poate cu mici excepții, fără să dau nume, că telespectatorii cred că știu, dar n-am prea avut politicieni puternici. Sau dacă am avut politicieni puternici, nu și-au exercitat puterea în raport cu București. Adică prim-miniștri... au fost colectori de voturi și cam atât. A fost Mihai Răzvan Ungureanu, dar puțin timp. A plecat imediat. Mai mulți prim-miniștri și președinți au fost basarabeni ai României. Domnul Constantinescu e născut în Basarabia, domnul Stolojan născut la fel acolo, da. Dar din partea Iașiului mai puțin. Pentru că tot
văd că amintiți de Republica Moldova și de Basarabeni. Cum vedeți situația de la Chișinău? Sunt alegeri prezidențiale. Am avut un prim tur cu rezultat surprinzător. Maia Sandu 36%, Igor Dodon 32%, Ursatei, Renato Ursatei, un populist de-al locului, nu? Un procent remarcabil pentru un politician, 17%. Cum vedeți turul 2? Ce șanse are Republica Moldova, nu știu, să iasă, că pare așa încremenită? Atunci când discutăm evoluțiile din Republica Moldova, cred că ar trebui să le analizăm din două perspective. Ce se întâmplă acolo și ce face Bucureștiul pentru a influența într-o manieră benefică evoluțiile din Republica Moldova. Are București o strategie sau o duce o lipsă de o astfel de strategie, viziune, nu aplică instrumente și așa mai departe. La Chișinău situația e foarte și foarte complicată. Din păcate, în această fază suntem practic izolați în Occident. Vedeți că nu există niciun dialog nici cu Bucureștiul, nici cu Bruxelles-ul, nici cu Kievul, fiindcă președintele în exercițiu a Republicii Moldova a pus la îndoială integritatea teritorială a Ucrainei. Astfel, economia e în cădere liberă, fiindcă cel puțin rămâne bune cu Rusia, nu? Vreau să vă zic doar o singură chestie. În momentul când am semnat eu în calitate de prim-ministru regimul de liber schimb cu Uniunea Europeană, pe lângă acordul de asociere și cel de liber schimb și cel de regim fără devize, peste două zile Moscova ne-a introdus niște restricții, sancțiuni pe mai multe produse, începând cu vinuri, terminând cu mere și așa mai departe. Nici până astăzi, având un președinte filorus care mergea la Moscova odată la două săptămâni, aceste restricții nu au fost ridicate în totalitate. În zadar, domnul Putin, președintele Rusiei, acum două săptămâni, atunci când a declarat sprijinul său pentru domnul Dodon și a spus că vinurile moldovenești nu se vând nicăieri în altă parte decât în Rusia, de fapt a spus un mare neadevăr, un fel de fake news, ca să-l citesc pe Donald Trump, fiindcă cea mai mare piață de desfacere astăzi pentru vinurile moldovenești e România. Și e Uniunea Europeană. Cea mai mare piață Cricova, de desfacere, nu doar, și purcare, și atâtea avem, și un vin foarte... Rușii ne-au ajutat pe noi odată. Începând cu 2006, dacă nu mă înșel eu, atunci când ne-au impus primele sancțiuni. Sancțiunile impuse pe vinurile moldovenești i-au obligat pe producătorii noștri să se axeze pe calitate și nu cantitate. Noi, în timpul sovietic, furnizam 90% din toată piața de vinuri a Uniunii Sovietice. Vă dați seama, se bea nu un vin de calitate, ci apă chioară, cum ar fi, colorat așa puțin. Era preferat, totuși vodka, preferată. Beau și vin. Și tot timpul era lipsă, era totul dificil, cum se spunea atunci. Deci, atât rușii ne-au ajutat în sensul ăsta. Dar, încă o dată, după ce am semnat acordul de liber schimb, aproape 68% din exporturile noastre merg spre piața Uniunii Europene și România fiind cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Ca să revenim la situația din Moldova. Deci, e o situație foarte și foarte complicată. Lumea pleacă în continuare. Pandemia cumva a inversat puțin procesul, a revenit acasă, acum iarăși s-au pornit spre Occident, în mod special datorită faptului că cred că cam în jur de 1 milion de basarabeni sunt cetățeni români, având astfel acces pe piața de muncă din Uniunea Europeană. Aceste alegeri sunt importante, deși chiar dacă Maia Sandu câștigă, nu înseamnă că a doua zi situația va fi una roză, vom începe reforme. Măcar este o speranță, poate. Dar apare o speranță, așa este. Apare o speranță, deși rezistența va fi foarte mare. Deși cred că Moscova în continuare va încerca să mențină Republica Moldova într-o zonă de instabilitate, prin așa zis război hibrid, a televiziunile 7 sau 8 la număr, care creează percepții false, dar pe care le împrăște, le percepe acolo, lumea. Nu, mărturisesc că nu cunosc peisajul meu, dar există, să spunem, vreo televiziune, dar influentă, nu din asta una amintitică de nișă, o televiziune influentă care să spună adevărul, nu neapărat să fie pro-românească, dar să informeze. Există și televiziuni care pretind că sunt mai independente. Mă gândeam că o să mă întrebați dacă există media românească. Asta știu că nu prea. Există doar TVR Moldova, pe care
la fel, subsemnatul cu domnul Ponta, am pus-o în legalitate și de atunci crește câte puțin. Au mai fost ceva ziare, dar puțin, dispărut. Dar iarăși vom vorbi și despre București în raport cu Chișinău. Anul trecut au redus bugetul, deși e o mare greșeală să reduci bugetul. Presa românească e într-o mare dificultate în ansamblu și probabil că dacă a fost să taie din resurse sau din dezvoltare, sigur că Republica Moldova a fost în fața acolo, adică la gândiți-vă, bugete. Gândiți-vă că noi nu suntem cel mai important partener pentru Moscova. E Ucraina, sunt atâtea Belorusia, fiindcă au altă pondere, au altă populație, alt teritoriu, altă poziționare în raport cu Occidentul, nu e așa? Ce e Republica adică Moldova? Ce, ce vreau să zic pentru România să câștige influența. Nu, în primul acolo. Rând aș vrea să spun că dacă Moscova, neavând un interes strategic mult prea mare pentru Moldova și reușește și investește resurse relativ modeste, dar în mod special concentrate pe spălarea de creieri. De ce Bucureștiul, care, iată, Iași până la Chișinău, fac 2 ore, slavă Domnului, azi dimineața am făcut 2 ore. Deci de ce România nu investește prin tot ce înseamnă spațiul mediatic, prin prezență economică? S-a construit acest gazoduct. Cu greu. Eu cu domnul Ponta în 2013 am zis că îl pornim, în 2014 l-am construit până la Ungheni. Am plecat și eu și după aia domnul Ponta, până anul trecut nu s-a făcut absolut nimic. Domnul Orban a zis că e un proiect de suflet. Eu nu vreau să fie proiect de suflet. Trebuie să fie un proiect funcțional. Dacă e de suflet, atunci vor rămâne țevile astea îngropate în pământ și peste 3 ani filorușii de la Chișinău vor spune, v-am spus noi că nu e nevoie de acest gazoduc, că vine gazul doar din Rusia. Eu totuși am, pentru că toți v-am prins aici în platou, am o nedumerire, de ce moldovenii, pentru că mulți se duc afară, așa cum românii se duc afară, muncesc, văd ce înseamnă democrația, văd ce înseamnă euro, banii, munca plătită, de ce nu se rup și ei de, pentru că se vede la alegerile parlamentare, ba chiar și la unele alegeri prezidențiale, se vede în vot, în dinamica votului, în ceea ce se întâmplă în parlament. Sunt legături cu partidele pro-Rusia, adică electoratul nu se rupe de Rusia, practic. Cei care au plecat în Occident, și uitați-vă, exemplu cel mai bun sunt asta, alegerile recente, care au schimbat rezultatul votului. Deci tot cei plecați în Occident, 70% au e votat pentru Maia Sandu. Votul prin corespondență. Votul din afară întoarce... Exact, exact. Deci 70% din cei plecați în afara Moldovei din România, încolo spre vest, au votat pentru Maia Sandu. Deci, slavă Domnului... Pe locul 2, totuși, diaspora a preferat, eu nu spun că e rău, că l-a preferat pe Usat și nu pe Dodon. Eu zic că e rău, fiindcă... Dar totuși a preferat, într-un procent mare. Oricum, raportul e mult mai mare. Deci, în favoarea Maia Sandu, în raport cu cei care l-au votat pe Usat, e mult spuneți mai că încă e bine, nu? Deci, nu e rău. Dar, oricum, am văzut cozi la Iași. La Iași, coadă la Cluj au fost... Văzut coadă în Iași, cred că nu știu dacă a fost la ceva vreodată o coadă atât de mare și am văzut fiindcă chiar miza mai impresionat. Fiindcă disperarea și mă întreb mare. Ce va fi acum la turul 2, s-ar putea să fie și mai mare. Cred și eu că va fi mai mare. Bun, deci credeți că va câștiga Maia Sandu, dar nu va fi o viață ușoară, nu? Nu, fiindcă în Parlament deocamdată există o altfel de majoritate potențială care ar putea să se materializeze foarte rapid pentru a crea un fel de echilibru în raport cu Maia Sandu. Președinția în Republica Moldova nu se oferă prea multe pârghii decât declarații. Dar poate s-ar ajunge la anticipate. Și asta e posibil, dar nu e sigur. Nu știu, e o mare incertitudine în ceea ce se întâmplă acolo. Eu tot ce îmi doresc ca cetățean român, în primul rând, ca Bucureștiul să aibă o politică activă. Și am spus-o și cu alte ocazii. Bucureștiul nu face binefaceri. Este în interesul României de a investi, nu neapărat bani, deși și fără bani nu faci nimic, dar de a investi în Republica Moldova, fiindcă asta îți aduce beneficii și economice și comerciale, de a stabilizezi o zonă deocamdată incertă la frontiera ta imediată estică. Da. De ce ați ales partidul lui Ponta? De ce nu v-ați dus, nu știu, la la Partidul Național Liberal, la PSD, la... Nu știu, e foarte simplu. La USR nu cred că e mai complicat. Dar de ce nu la partidele astea, să spunem, mari? De ce pro-România? E foarte simplu. Fiindcă atunci când am fost prim-ministru,
v-am zis că am avut o colaborare fenomenală cu domnul Ponta. Nu doar prin proiectele pe care le-am inițiat împreună, spre beneficiul Moldovei în primul rând, dar și al României, dar și printr-o cooperare excelentă pe plan regional. I-am zis, Victor, sentimentul meu că România are nevoie de o relație mult mai bună cu Ucraina. Îl cunosc pe Poroșenko, care e și basarabean într-un fel de naștere. A venit la Chișinău, m-a luat, am zburat la Kiev, am inițiat un dialog care avea o mare potențial spre binele tuturor, inclusiv sau în mod special pentru comunitatea românească din Bucovina și din regiunea Odessa. Altădată ne-am așteptat împreună în avion, am mers la Bruxelles, ne-am întâlnit cu Barroso, președintele Comisiei Europene, am avut discuții cu comisarul pe energetică, am pornit acest gazoduc care iarăși este și spre binele României, a județului Iași, fiindcă în satele prin a trecut trece acest gazoduc renovat, se vor trage după aia conducte pentru gasificarea localităților. Chiar zilele astea am fost într-o localitate și mi-a spus primarul, uite, e o chestie bună. Deci toate aceste lucruri în realizarea lor am găsit în Victor un partener nemaipomenit. Până la el și după el nu prea au mai fost astfel de... Ați avut propuneri din partea PNL-ului, a PSD-ului sau ați avut discuții cu ei? Nu. Cât anul trecut tot am încercat și în 2018, mai ales în anul marelui centenar de la Unire. Am bătut toate pragurile de la București încercând să rog pe toți să acorde o atenție mai mare Republicii Moldova, spunând că primejdea e foarte mare. Din păcate, nu am văzut prea multă receptivitate. Știți ce se întâmplă? Îmi spunea un mare om de cultură și diplomat român. Problema e că la București niciun politician nu-și permite luxul de a spune că nu-l interesează Basarabia. Dar sunt foarte puțini care, într-adevăr, vor ceva să facă. Iar Victor e printre ei. Asta e unul. Doi, Victor are o echipă foarte bună, are o experiență foarte bună, a scos România din criză în 2012. Pe acest motiv, a reușit să ajute și Moldova mult mai mult, fiindcă încasările la buget atunci au fost mult peste cele planificate. Mi-aduc aminte cât de simplu era lui să iau o decizie, un milion de euro la teatru de la Cahul Bordan Petricei cu HD-ul, sau grădiniță, sau smurdul care a trecut Prutul și așa mai departe. Deci are o echipă foarte bună. Trei, știu că mereu s-a îngrijit nu doar de Moldova, de Republica Moldova. Știu că a avut o atenție foarte mare și pentru Moldova românească. A ajutat la finanțarea pentru pista de la aeroport de aici, Teatrul Vasile Alexandrei, de câte cunosc eu. Deci nu a avut niciodată nici o mică... A fost foarte decis să investească în Moldova, fiindu-i bunica, dacă nu mă înșel, din regiunea Suceavei, ceva de genul ăsta. Și trei, mai ales acum am decis să mă alătur aceste echipe, fiindcă această pandemie, după cum vă spuneam, e una fără precedent. Precedentul a fost, cred că, la începutul secolului XIX. Ne-a luat prin surprindere, dar uitați-vă că ea se accentuează. Această pandemie generează o criză fără precedent economică. Astăzi poate ați văzut și dumneavoastră cifrele, predicția Comisiei Europene. Deficitul bugetar în acest an al României se va fi în jur de 10%, anul viitor 11%, în 2022 12%. Datoria va crește de la 34% în 2019 la 60% ceva. Viitorul guvern oricum va avea viață grea. Deci, nu, ideea mea este simplă. Acum când mergem în alegeri parlamentare, alegem nu doar reprezentanți în Parlament, ci alegem pe viitorii cei care vor crea o majoritate și vor forma guvernul. Convingerea mea profundă că e nevoie acum de o echipă anticriză. Iar această echipă anticriză trebuie să aibă experiență în primul rând. Degeaba vii cu promisiuni, eu voi face, eu voi drege, dacă n-ai făcut niciodată așa ceva. Încă o dată, Victor Ponta, nimeni nu poate contesta că în 2012 a început prin acțiuni foarte coerente să și-a spus... Bun, și după alegeri, ne apropiem de final, după alegeri, cum vedeți? Adică un guvern de largă coaliție? Eu mi-aș dori Victor Ponta să devină prim-ministru și eventual ar putea fi un guvern de largă coaliție, fiindcă încă o dată... E puțin probabil ca... Păi, depinde... Acum... Președintele Klaus Iohannis se spună, Victor, ia fătul guvernul, nu cred. Depinde de câte voturi vom reuși noi să luăm în această campanie. Dacă vom lua mult mai mult decât cele pe date de sondaje și așa mai departe, nimeni nu va putea ignora rolul Ponderea și așa mai departe. Bun, mulți din pro-România s-ar bucura, cel puțin prin de candidat, s-ar bucura dacă măcar partidul ar fi deasupra pragului.
Adică nu trebuie să pune așa problema. Spuneți de acum că se ia cât mai mult. Ultimul sondaj... Păi am văzut la locale partidul... Aici județe... acum e altceva puțin. Da? Alegerile parlamentare, după mine, pe experiența mea și din Moldova și de aici spune că e puțin altceva. Ați văzut sondajul? Deci nu suntem Europa FM a spus 8,9 plus ALDE încă 2 și ceva. Da. Eu cred că undeva la 9-10% da. E un obiectiv realist. Și cred că am putea, și este obiectivul nostru pe județul Iași, să luăm un senator și poate chiar doi deputați, cu o echipă foarte bună, cu domnul Sorin Iacoban, cu doamna Rățoi de la Pașcani, de altfel unica reprezentantă pe un loc eligibil din partea unui partid de centru stânga din zona Pașcanilor, PSD-ul din câte știu eu. Știu că Pro-România are un nucleu acolo la Pașcani. Și la Iași sper să-l construim. Bun, am ajuns la final. Mulțumesc că a fost Iurie Leancă, candidatul Pro-România pentru Senat. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Păi în încheiere, fiindcă totuși suntem deja în campanie, sper oamenii să vină la vot cu toate precauțiile și să voteze Pro-România, echipa Pro-României din partea județului Iași. Da, mulțumesc și de asta pentru atenție. Sunt Florin Ghețău. Seara bună. Seara.